Înainte să începem acest videoclip în care m-am strâmbat oribil, o să vedeți, v-aș ruga să vă abonați la canalul lui Andrei Soare, pe care l-aveți aici. Pe canalul lui puteți găsi mai multe tutoriale de cum să faceți tricuri pe skateboard, bicicletă, BMX. Încă nu știu dacă sunt suficiente tricuri cum ar vrea unii, însă mi-a spus că sigur o să mai facă. Abonați-vă la canalul lui pentru că tutorialele sunt foarte bine făcute, o să înțelegeți foarte bine și pur și simplu merită. L-aveți aici. Deci abonați-vă! Salut, sunt Ilinca și astăzi o să fac un challenge, adică baby food challenge, în care pur și simplu trebuie să mănânc mâncare de bebeluși, dar eu am vrut să o fac mai complex și mai amuzant. Sper că o să iasă amuzant. Adică, am rugat-o pe mama mea să-mi facă ea mâncare de bebeluși. Taci. Plus că avem multă mâncare de bebeluși pentru că am pe Eva și ea e un bebeluș. Și o să fac ca la carte. O să mănânc cu ustensile de bebeluși, o să mă leg la ochi. Adică, totul, mă trebuie să ghicesc în același timp ce mănânc. Cu asta pe care o purtam când eram un bebeluș, o să port o babețică de bebeluș. Deci tot o să fie de bebeluș. Sper să vă placă. Acum haide să începem. Pa, 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 nu vă mai... Vezi ceva? Doar în jos să fie. Dacă mă strângi, nu cred că o să văd. A? Dacă mă strângi, nu văd. Da, mai vezi acum că te-am strâns? Nu. Ok, gata, să vin. Chiar întâi. Vrei să te hrănesc eu? Nu. Să te descurci ca un bebeluș? Vezi cum dai pe tine. Unde ești acum? Domnul Ghițiuvițu, așa ce drăguț! Mie-mi plac lucrurile video, dar poate nu mă la cameră, nu știu unde mă uit. Taci! Mie-mi plac lucrurile video. E bun! Am înțeles, gata! Ce e acolo? Portocală. Și mai? Mai mult. Mm. Mai e ceva? Măr. Sau... Mai e ceva? Nu. Mai e ceva? Da. Nu știu. Deci pe ăsta l-ai... nu l-ai ghicit. Ce? Măr, portocală și pară. Ha, super. Poftim? Se... cam stinge lumina. Lasă-mi lase. Nu știu ce mi-o lase. E frică. Ce-i ăștia? Măr? Așa. Și pară? Da. Atât? Nu. Leul. Mai ai pus aceeași chestie? Mai e ceva. Pe lângă portocală? Da. Nu simt. Eu mă gândesc la ce fructe avem prin casă, ce aș fi putut să pun. Ceva piure. De bebeluș, nu? Așa. Ei, crezi că le știu piurele Eve? Cereale cu fructe de pădure. Dar nu știu. Ah! Ești că am mâncat o zmeură. Pelul 3? Pelul ăsta. Cred că știu ce e. Așa-și biscuit sigur, dar nu-i bun. Nu-i bun. Trebuie să gust și... Zici că a vomat cineva din... i-a vomat după ce mi-a amestecat. Asta... Zici că mănânc cerele cu lapte, așa miroase. Sunt cereale cu lapte, Ilinca. Da? Da. Ai ghicit? Da, ai ghicit. Dar nu sunt bune, că miros bine. Eu nu le-am gustat niciodată. Să nu le guri. Este oribil. Eu ziceam că seamănă cu frigiu, cu porumb, dar... nu seamănă deloc. Bici, bici un biberon cu lapte praf? Da. Unde? Nu știu, mă simt așa ciudat.
Vine să rod. Dar nu o să fac. E frică. Haide, țineți-mi pune. Ce? Pune. Ce? Ce? Mie-mi place la tele, dar nu știu dacă îmi place asta prea. Doamne, atât de greu să băie chestiile astea. Ce? Vă bea așa repede în câteva secunde. O să fac așa. Ce gust are. De bine. De bine. Chestiuța asta. E dezgustător. Poate strică? Dacă l-avem cumpărat de atunci. Ce? Poate strică. Da, deci o fac pentru voi. Cât de dezgustător ar fi chestia asta? Să-mi spuneți în comentarii dacă vreți să încercați vreodată laptele praf. Dacă nu, să nu-l încercați. Cât eu pentru voi, să beau cât pentru toată lumea, cât ar trebui să bea. Un străcuit. Ce n-am luat lapte praf nici când erai bebeluș. Exact. Bună dorință! Ce se-mi doresc? Ghiciți în comentarii. Acum. Mi-e frică. Hai că mai mâncați chestii scârboase. 1, 2, 3 și pentru Dili! Exact, am zis cât erai mică. Nu, Ilinca, nu. Lăsați un like ca să mă fac o bine. Și sper că v-a plăcut. Mie nu mi-a plăcut. Așa făceai când erai bebeluș. Da. Și sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, să dați un like videoclipului, un share prietenilor voștri ca să râdă și de mine și să nu bea lapte praf în viața lor. Și să vă abonați la canalul meu. Asta a fost tot și ne vedem la viitoare cu un alt video. Vreau să mai spun ceva și de rețele, dar știți deja povestea. Ne vedem data viitoare. Pa!